Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat în dimineața zilei de miercuri contractul de modernizare a bazarului. Edilul susține că în decurs de 2 ani de zile există toate șansele ca bazarul să beneficieze de căldură. Ion Lungu a mai declarat că motivul întârzierii este pandemia, iar acum se încearcă să se recupereze timpul ce s-a pierdut în lunile aprilie și mai. Un lucru important s-a întâmplat în această dimineață, ne ținem de cuvânt. Am semnat contractul pentru modernizarea bazarului în această dimineață cu reprezentanții firmelor SC Bucovina, care este liderul de proiect, proiectantul, care sunt parteneri în acest proiect. Așadar, avem toate șansele ca în următorii 2 ani de zile să modernizăm bazarul din lunga Sucevii, în așa fel încât comercianții de acolo să beneficieze de căldură. Așa cum am spus și în timpul campaniei electorale, ne-am întârziat, asta este realitatea, în primul rând datorită acestei pandemii care ne-a chinuit în această primăvară. Începând cu lunile februarie, martie, aprilie, mai, practic nu s-a lucrat. Ne-am întârziat, dar încercăm să recuperăm acest timp pierdut.